Nu se știe cu exactitate cum au murit iepurașii din țarcul special amenajat pentru sărbătorile pascale din centrul orașului. Animalele moarte au fost duse pentru analize la un laborator, până și primarul Gheorghe Ciuhandru ne-a declarat că sunt șanse ca poliția locală să aibă cea mai mare vină pentru această situație. Deci noi am cerut prin direcția de mediu niște analize pe cadavrele acelor iepurași, să vedem dacă nu cumva totuși o cauză internă, fie de natură alimentară, fie fi otrăvit careva, deși nu cred că sunt așa demenți, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă într-adevăr ce se zvonea că scâini pe acolo, nu știu ce, domne, o să mă iau și de polițiști în măsura în care patrula care patrulează centru avea obligația să evadă, că nu i-a întrins acolo să doarmă după pomii. Comercianții care au căsuțe amenajate în centru ne-au povestit cum persoanele fără adăpost alergau bietele animale în centru, iar niciun polițist local nu era în apropiere. Probabil stăteau ascunși să pândească locurile de parcare. De acolo și mi-au zis că persoanele astea fără adăpost alergau în țar, efectiv. Păi ăștia trebuiau, ăștia aici, poliția trebuia să intervină dacă era așa. Dar i-am cerut domnului colonel Scotaru să-mi facă un raport și mâine o să am raportul la ora 9 și o să sper să primești și raportul de la Sanepid, unde le fac analizele. Momentan nu există un rezultat oficial, numai speculații în legătură cu soarta tragică pe care au avut-o iepurașii. Sunt foarte multe șanse ca varianta prezentată în cursul zilei de ieri, în care vinovații să fie câinii fără stăpân, să nu fie una reală. Vom reveni cu amănunte legate de acest subiect.